ruga totuși să adresați câteva întrebări, dacă vă vin, să zic așa, pentru că nu este un lucru obișnuit să te întâlnești cu un om care nu a vorbit despre suferință, ci a trăit suferința și ce suferință. Suferința pentru Hristos, pentru că aceasta este mântuitoare pentru Hristos și pentru Evanghelia sa, așa cum însuși spune. Adică e mare lucru să înțelegi, de exemplu, îmi vine o întrebare. Cum a fost cu putință să, într-un univers concentraționar, într-un univers care de fapt te face, ai toate premisele să ajungi mai rău, să strălucești, să te curezi duhovnicește, să crești duhovnicește, să te despătimești. Este important să înțelegem lucrul ăsta, pentru că noi, sigur, la alt nivel, un arhigulag de acum, nu un gulag, va trebui să exersăm lucrul acesta într-o temniță mult mai mare, ale cărei ziduri nu se văd, dar se simt, și va trebui să vedem ce înseamnă, de fapt, rezistența aceasta, cum s-a putut rezista în închisoare și, mai mult decât atât, cum suferința a fost transfigurată în bucurie. Că mi-a plăcut această asociere duhovnicească între suferință și bucurie. Vreau să vă spun însă un gând pe care poate că mi l-a dat Dumnezeu. Iuda, într-adevăr, l-a sărutat pe Mântuitorul Hristos și Mântuitorul i-a zis: prietene, ce faci? Adică îți dai seama ce faci? Totuși încă era prietenul, spunea: prietene. Părintele Arsenie, într-un mod paradoxal, Arsenie Papacioc, nemai întâlnit la alți părinți, spune așa, că este posibilă pocăința și că și Iuda a fost iertat. Ce a vrut să spună părintele, nu vă spui că nu știu, dar pot să vă spun altceva. Cuvântul acesta al părintelui mi-a dat o nădejde extraordinară. Ca duhovnic de data aceasta, am înțeles de fapt ce vrea Dumnezeu de la om și că de fapt toată lucrarea lui Dumnezeu este spre mântuirea omului, inclusiv judecat. Aici o perspectivă extraordinară în legătură cu judecata, dar poate vorbim odată despre asta. Însă ce am înțeles este că iadul, de fapt, este refuzul milei și iertării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este rana lui Dumnezeu pentru cei care refuză să ceară iertare lui Dumnezeu. Și cum a văzut părintele Arsenie treaba asta? Extraordinar! Noi avem această lucrare în Biserica Ortodoxă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Lucrare de care, în sfârșit, nu mai are rost să vorbesc, că habar n-am, dar spun Sfinții Părinți ce este cu lucrarea aceasta, că este lucrarea prin excelență, cu majuscule. Ei, fiți atenți aici. Părintele Arsenie vine și zice așa: da, așa este, e taină mare, foarte mare. Dar uitați ce vă spun. Iisuse, 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 iartă-mă. Și am stat și m-am gândit, au trecut 10 ani și am înțeles acum așa, că Dumnezeu, care este atotputernic, care poate toate, nu poate una, are o neputință, nu poate să nu ne iubească. Iubindu-ne Dumnezeu,
în mod ființial este iubire, Dumnezeu nu se poate nega pe sine, prin urmare este și milostiv. Căpronia lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu țin lumea și universul. Dar, dragii mei, iertarea se cere. Asta e diferența fundamentală. Părintele Arsenie a văzut de la Duhul Sfânt că miluiește-mă este foarte bine, dar cu înțelegerea aceasta a pocăinței de iartă-mă. Pentru că Dumnezeu miluiește lumea și pe canibalii din Amazonia îi miluiește. Nu știm cum și în ce fel. Pentru faptul că i-a adus la existență e mult mai mult decât dacă n-ar fi fost. Că zice, mai bine i-ar fi fost lui dacă n-ar fi fost. Adică asta e cel mai rău lucru. Dar zice așa Părintele Arsenie, Iisuse, Iisuse, iartă-mă. Ce-a făcut Iuda, de fapt? A refuzat iertarea lui Dumnezeu. Iuda a refuzat să ceară iertare lui Dumnezeu. El s-a judecat singur și și-a dat pedeapsa singur, a pus-o în executare. Până la urmă, nici sărutarea, nici trădarea, nici vânzarea, nici cei 30 de arginți. Ci faptul că Iuda nu a cerut iertare lui Dumnezeu. Asta spunem noi. Părintele Arsenie spune altceva. Ce a văzut Părintele Arsenie, noi nu știm. Însă, pe modelul acesta al lui Iuda, sinuciderea aceasta este, dragii mei. Și să știți că nu numai sinuciderea aceasta fizică, ci lepădarea de Hristos înseamnă refuzul milei și al iertării lui Dumnezeu. Toți suntem Iuda și mai rău decât Iuda. Asta o spunem când ne împărtășim. Cel mai rău din lume, dintre care primul sunt eu, înaintea lui Iuda, înaintea tuturor, sigur că e un mod de a spune, în mintea noastră nu funcționează așa. Dar faptul că spune Părintele Arsenie, Iisuse, Iisuse, iartă-mă, Iisuse, Iisuse, iartă-mă, când mi-am dat seama de acest lucru, am făcut o formă foarte severă de COVID. Eram foarte sigur că mor. Nu cred că mai aveam niciun fel de gând că o să rezist până dimineață. Dar eram foarte liniștit. Însă, pentru că saturația era foarte jos, nu puteam să mă rog. Doamne Iisuse, pe inspirație, să zicem așa, să zicem, da? Deci nu, eu n-aveam puls oximetru, dar îmi dădeam seama că ceva e în neregulă, că nu mai puteam spune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu puteam să spun. Puteam să spun, Doamne și miluiește, Doamne și miluiește. Și atunci a venit în minte acest Iisuse, iartă-mă, Iisuse, iartă-mă. Și să știți că am putut să mă rog cu Iisuse, iartă-mă și cu asta am ieșit. Asta arată că de fapt Dumnezeu a îngăduit să rămân ca să pot să fac pocăință, să pot să fac iertare, că nu mă mântuiam. Deci mila lui Dumnezeu a funcționat în sensul acesta, că dacă până la urmă mă mântuiam, mila ar fi fost să plec. Nu e așa? Dar mila lui Dumnezeu a funcționat, însă iertarea se cere și se dă. Tot cel ce refuză iertarea lui Dumnezeu este mai rău decât Iuda. Ați văzut că, de fapt, cei care se leapă de Hristos și, în special, bolșevicii și comunismul nu este o ideologie, dragii mei, este hulă împotriva Duhului Sfânt. Iar asta înseamnă, n-am nevoie de iertarea Hristosului tău. Și atunci, asta e foarte, foarte important.
că da, păcătuim, da, greșim în fiecare zi, în fiecare clipă. Ce mult mi-a plăcut, cum a spus doamna doctor, procesul acela care este extrem de chinuitor. Este un proces în care te judeci în trei. Tu, conștiința și Hristos. Dar dacă ne-am judecat cu Hristos și ai auzit cuvintele acestea, te iert și te dezleg de la duhovnicul tău, atunci nu se aplică ceea ce a zis Dumnezeu și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață? Pentru ce ar fi spus Dumnezeu cuvintele astea? Prin urmare, de fapt, ce spune Părintele Arsenie cu suspinul lui? Iisuse, iartă-mă! Iisuse, iartă-mă! Iisuse, iartă-mă! Atât și din toată inima și te-ai mântuit. De ce am vorbit de tâlhar, dragii mei? Puteam să vorbim de suferințele lumii. Ce mucenici are poporul acesta? Zeci de ani! Zeci de ani! Și ce regim! Habar n-avem. Vorbim ca să... A vorbit Ion, că și el e om. Dar am vorbit de dismas, de tâlhar, ca să arăt că Hristos nu vrea altceva de la noi în judecată decât să găsească un prilej ca să zică ești mântuit. Dacă vei merge la judecată, eu vă rog să nu mergem la judecată, că n-avem ce căuta la judecată. Dar dacă vom merge, judecata va fi aceea ca să găsească un prilej. Iar acest Iisuse, Iisuse, iartă-mă, este cel mai bun prilej. Ce sfânt a dat Dumnezeu! Noi nu-L cunoaștem pe Părintele Arsenie Papacioc. Nici eu nu-L cunosc deloc, nu mi-a fost duhovnic ca să îndrăznesc una ca asta. L-am văzut de câteva ori. Dar pe măsură ce trece timpul, îmi dau seama că Părintele Arsenie e mai viu decât era. Sau poate că am început și mie să-mi bată inima într-un fel de... Îl văd pe Părintele că lucrarea Părintelui Arsenie este atât de mare, atât de vie și atât de folositoare. Ce nădejde extraordinară pe linia duhovnicească a Părintelui Arsenie, că nu vrea toată ziua, bună ziua, vorbe multe. Ce o lucrare tainică în inima ta. Iar acest testament pe care l-a lăsat pe cruce arată că fiecare dintre noi poate să fie în fiecare clipă pe crucea din dreapta. Cu Doamne, pomenește-mă, iartă-mă, Doamne. Acest iartă-mă este o condiție extraordinară. Să știți că și în drept și în sistemul judiciar, judecătorul îi dă ultimul cuvânt inculpatului. Și să știți că contează foarte, foarte mult, cel puțin în încadrarea sau în pronunțarea sentinței, contează foarte mult pledoaria inculpatului, ultimul cuvânt. Nu știm ce a făcut Iuda, nu știm care a fost ultimul cuvânt al lui Iuda. Iată, Părintele Arsenie are o altă, cu totul altă perspectivă, deși teologia bisericii spune că Iuda, nu cel rău credincios care s-a dus la iad, care toate lucrurile acestea. Sigur, după postura sa, după poziția sa, da, dar acest Iisuse, iartă-mă, că Iuda n-a crezut să aștepte 3 zile ca să poată cere iertare. 3 zile. Doamne, iartă-mă. Ei, noi avem acest exemplu extraordinar și îl avem pe Părintele Arsenie, că putem să cerem iertare. Și atunci este un moment în care, iată, cuvântul Părintelui Arsenie este cu adevărat testament duhovnicesc pentru fiecare dintre noi. În ultima clipă, Iisuse, Iisuse, iartă. Am rugămintea... Poate are cineva întrebări. Da, întrebări. Am rugămintea.